În cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov s-au stabilit măsurile suplimentare care vor fi puse în aplicare pentru reducerea riscului de contaminare cu noul coronavirus la nivelul județului. Astfel, în localitățile Drăguș, Hălchiu și Prejmer s-a luat decizia ca toate școlile să intre în scenariul roșu din cauza numeroaselor cazuri de COVID-19 depistate în cele trei zone. În aceste localități intensificăm măsurile. Interzicem organizarea de evenimente publice, evenimente care înseamnă târguri, bălciuri, adunări de orice fel care aglomerează oamenii. Avem măsurile legate de școli cu intrarea lor în scenariu roșu. Insistăm asupra măsurilor de igienă ale localităților pe care pot să le ia autoritățile locale, măsuri de igienă în interiorul imobilor și aici mă refer la casele de casa scărilor, la lifturi. De asemenea, s-a impus intensificarea activităților de control privind respectarea măsurilor deja existente de purtarea măștii, igiena mâinilor și distanțarea fizică în locurile aglomerate prin mesaje de avertizare, publicitate și intervenția forțelor de ordine. Nici municipiul Brașov nu stă mai bine în ceea ce privește numărul de cazuri de COVID pozitive. Am identificat și cartiere din orașul nostru, din municipiu, unde avem totuși un număr mai mare de cazuri. Cele două cartiere ar fi Astra și centrul nou cu zona Griviței, unde există un cumul mai mare de cazuri și unde sfătuim asociațiile de proprietari să ia măsuri de casa scărilor să intensifice dezinfecția și mai ales în blocurile mari unde sunt lifturi. De asemenea, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență recomandă ferm purtarea măștii pe toată durata deplasării în afara domiciliului. O altă recomandare este ca persoanele vulnerabile să evite frecventarea locurilor publice aglomerate. Pentru aceste persoane se vor implementa sisteme de prioritate.